În seara zilei 19 august 2009, Inspectoratul General al Poliției Române, în acțiunea de prevenire a evenimentelor în traficul rutier, Inspectoratul General al Poliției Române, cum am spus, a organizat o acțiune cu efective mărite în cadrul județului nostru. La această activitate participă lucrători de poliție rutieră de la județele Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Telorman și Argeș, dar sunt vizate și celelalte aspecte ale muncii de poliție. Acțiunea se desfășoară în partea de sud a orașului, vizând activitatea traficului rutier în mediul urban, cât și în mediul rural. Asemenea efective, cu număr mai mare de efective, fiind organizate de către IGPR, este normal ca și comandantul sau și șeful inspector de poliție județean să fie în rândul oamenilor și în comunitate, ca să transmitem la cetățenii orașului nostru, la toți locuitorii orașului Caracal și toți locuitorii județului nostru, să transmitem mesajul că poliția își face datoria privind apărarea ordinii și liniștii publice și să le inspirăm și sentimentul de siguranță care trebuie să existe la fiecare dintre noi ca cetățeni ai localităților noastre. Acțiuni cu efective mărite pe raza județului Olt. Astăzi, în jurul orei 18:50, am vizitat un conducător auto care conducea autoturismul având 0,62 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cu această ocazie, conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Caracal, unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.